Clubul Impact Lego Salău a organizat sâmbătă 5 decembrie pe platoul de marmură din Salău evenimentul Să ne pregătim pentru Moș Nicolae. Scopul acestui eveniment cu specific de sărbători a fost strângerea de fonduri pentru promovarea tradițiilor culinare specifice județului Sălaj. În decursul zilei de sâmbătă 5 decembrie, cei care au trecut prin centrul orașului au avut ocazia de a achiziționa nuielușe, caricaturi la minut și pachete de biscuiți pentru Moș Nicolae. De asemenea, trecătorii au beneficiat de lustruirea pantofilor în așteptarea moșului. Dorim să reînviem oarecum tradițiile. Ne-am ales bucătăria tradițională, deoarece, după cum știm, fiecărui om îi place să mănânce. Și am zis, mai ales că multă lume se îndreaptă spre alimentația asta bio, tradițională, am încercat oarecum să trimitem voluntarii să culeagă rețete de diferite sate al județului Sălaj, urmând ca noi să le cuprindem pe toate într-o broșură, pe care să o distribuim la punctul de informare turistică al orașului nostru. Ați avut mulți oameni care au trecut aici pe la standurile voastre? Sincer să fiu, tot timpul s-ar putea mai mult, dar chiar m-am bucurat. Am văzut că au donat, oamenii s-au simțit bine, mulți copii cu zâmbetul pe buze, pentru că activitatea aceasta este o activitate de strângere de fonduri doar pentru proiectul mare. Urmând ca pe 19 decembrie să avem un fel de showroom culinar în care vrem să invităm diferite restaurante sau reprezentanții diferitor comune să pregătească niște meniuri, iar populația să aibă ocazia să deguste aceste rețete tradiționale. La finalul zilei, acțiunea s-a dovedit a fi de succes, elevii reușind să adune o sumă de bani, cel de a promova tradițiile culinare specifice județului Sălaj.